Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi, la O țară ca afară, am adus-o pe Teodora Fernea. Teodora este marketer și mama a trei fetițe. Te salut, Teodora! Salut, Alexandra! Bine te-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! E o plăcere și o onoare să fii astăzi alături de noi. Teodora, am o rugăminte. Tu faci o grămadă de chestii faine, ai o grămadă de proiecte în desfășurare. Așa că te rog eu pe tine, dacă poți să te descrii foarte pe scurt, așa cum te vezi tu implicat în proiectele tale și apoi le luăm pe rând. Mulțumesc! Da, sunt Teodora Fernea. Anul acesta fac 40 de ani. În primul rând sunt soția lui Mircea, de 10 ani, și mama fetelor mele. Am trei fete, Antonia, 8 ani, și Eliza, 4 ani, și Emilia, 1 an jumate. Și asta ne ocupă mult timp. Nu chiar tot timpul, avem și timp liber și pentru proiecte și pentru viața profesională. Unul din proiectele la care lucrăm împreună și este un loc în care facem voluntariat împreună, ca și cuplu, sunt echipele tandem. Acesta este un proiect din Biserica Catolică care vizează cuplurile proaspăt căsătorite, dar nu numai. Este un parcurs de creștere, să zic așa, o școală de cuplu. În viața profesională, în viața personală ne perfecționăm tot timpul, dar în cuplu nu prea alocăm resurse și cursuri. Mi se pare ciudat cum să mergi la un curs în cuplu, ce să faci, ce să înveți acolo. Ei bine, uite, echipele tandem ajută cuplurile să crească, să se perfecționeze, să-și creeze o bază. Acest parcurs are 22 de teme pe care le discutăm o dată pe lună într-o echipă. Parcursul este și un parcurs în cuplu și un parcurs în echipă. Deci creștem și ca familie și ca și o micro-societate. Echipa respectivă are 5 cupluri, un însoțitor și un preot. Nu este un parcurs neapărat spiritual, dar este un parcurs în care discutăm teme cum ar fi banii, cine ce face în casă, viața intimă, familia extinsă, cum mă raportez eu la socri, la părinți, la frați, la surori. Deci toate teme foarte de actualitate în viața noastră, pe care le discutăm la rece, să zic așa, înainte să ne lovim de ele. Pentru că la un moment dat tot ne lovim de aceste teme pe parcursul căsniciei noastre, însă nu ne gândim înainte, hai să discutăm cum sărbătorim noi Crăciunul în familia noastră. Nu discutăm așa ceva, nu ne gândim. Dar când ajungem în perioada Crăciunului, eu îmi doresc să petrec cu familia mea, Mircea dorește să petreacă cu familia lui, nu, ne discutând, deja este o problemă. Așadar, parcursul acesta tandem ne-a ajutat să ne rezolvăm multe probleme înainte de a le avea. Și mie mi se pare o chestie așa foarte faină și cuplurile care au trecut prin acest parcurs, care poate dura undeva între 2 ani și 3 ani, depinde cât de frecvente sunt întâlnirile. Și acum mulțumesc celor care îi însoțesc și se bucură de, se vede pe familiile respective și pe cuplurile respective că sunt o echipă cumva. Și asta ne bucură foarte mult pentru că vedem în jurul nostru cât de fragilă este familia, cât de fragil este viața de cuplu și ne bucură că putem contribui un pic cu timpul nostru limitat, să zic așa, putem contribui și noi și să facem munca asta de voluntariat împreună. Și este și un parcurs cumva făcut împreună cu eu și Mircea, pentru că la începutul căsniciei noastre ne gândeam toate cuplurile trebuie să aibă un hobby comun, nu? Să petrecem timp împreună într-un mod distractiv. Și noi nu aveam chestia asta, ne plăceau chestii diferite. Eu sunt mai extrovertită, îmi place să ies cu oamenii, așa, să am un safir tot timpul. El e mai introvertit, îi face mai multă plăcere să stea singur sau
să stăm doar noi doi și atunci am găsit chestia asta care este și un hobby, practic, și o muncă voluntară cu care facem cu multă bucurie și recunoștință că reușim să dăm mai departe cumva ce primim și noi. Bun, am o întrebare. Dacă tot am povestit despre echipele tandem, voi cum ați ajuns acolo? Cum ați ajuns să aveți acest parcurs și apoi să deveniți voluntari? Da, foarte faină povestea asta. Am făcut și un podcast cu Mircea despre parcursul nostru și tot timpul când suntem chemați undeva să povestim despre asta, lumea rămâne așa, wow, serios, nu pare că ăsta a fost parcursul vostru. Deci povestea începe așa că înainte de căsătorie am făcut cursuri în Biserica Catolică, să fac cursuri de pregătire pentru căsătorie, care durează câteva luni, tot așa o întâlnire la câteva săptămâni și te pregătești din toate punctele de vedere spiritual, discut cu... La acel curs vine un avocat și îți prezintă din punct de vedere juridic ce înseamnă căsătoria. Acolo vine și un medic și e un curs foarte complex, făcut de prietenii noștri și mentorii noștri, cumva Cristina și Călin Sechelia, părintele Călin, la Biserica Greco-Catolică aici în Cluj. Și noi am participat la cursul acela pentru că ne pregăteam amândoi, fiind greco-catolici, ne pregăteam să ne căsătorim. Eu aveam 29 de ani, Mircea 32, eram cumva, vreau să ne pregătim foarte bine, adică dacă tot ne căsătorim la o vârstă așa mai înaintată pentru noi, din punctul nostru de vedere, am zis să ne pregătim. Și atunci am făcut cursul acela pentru căsătorie, iar la câteva luni după ce ne-am căsătorit, Cristina, care și ea predă o parte din acel curs, ne-a sunat dacă vrem să intrăm într-o astfel de echipă tandem. Și ne-am zis că nici vorbă, că noi nu suntem oameni care toată ziua să stăm în biserică și să participăm la grupuri din biserică și să ne implicăm noi. Mergeam duminica la biserică așa, standard, cum merge toată lumea, n-aveam o viață foarte activă din punctul ăsta de vedere. Eram ocupați cu plecări, cu deplasări, Mircea lucra foarte mult și eu lucram, mi se părea așa ceva ce nu e locul nostru acolo cumva. Dar pentru că îi știam destul de bine pe Cristina și pe Călin, era rușine cumva să refuzăm. Am zis, hai să mergem să vedem, dacă tot nu e obligatoriu, mergem să vedem despre ce este vorba și ne decidem într-o întâlnire, două, dacă mai vrem să participăm. Eram siguri că acolo o să găsim numai oameni altfel decât noi, habotnici care toată ziua stau în biserică și discută despre lucrurile lor și despre viața lor. Și când am mers acolo, mi-a fost foarte mare surpriza că sunt oameni ca și noi, oameni care și lor le place să iasă, să, nu știu, meargă în vacanțe, au locuri de muncă exact ca și noi. Deci nu sunt etichetele alea care le-am pus noi la început. Și ne-am simțit cumva așa umiliți puțin, că uite, sunt oameni ca și noi și ce faină e și ce faină e echipa asta. Și în câteva luni deja devenisem dependenți de întâlnirile acestea, pentru că acolo discutam, cum am zis, lucruri. Vedeam perspectiva celorlalți, vedeam cum se comportă o soție cu soțul ei. Asta era chiar la începutul căsătoriei. Da, da, la un an după ce ne-am căsătorit, da. Da, și toate erau cupluri tinere, proaspete, căsătorite, să zic așa. Ce aș mai menționa, că parcursul acesta nu se referă exclusiv cuplurilor catolice. De exemplu, noi am avut în echipă un cuplu, el era protestant și ortodoxă și au făcut parcursul acesta cu noi și suntem prieteni și ne unesc aceleași dorințe despre viață și aceleași valori. Deci nu este exclusiv pentru cuplurile catolice. Și de la cuplul care ne-a însoțit în parcursul acesta de 3 ani, am învățat foarte mult, extrem de mult. Am văzut împreună cum trece o familie printr-un an care uneori mai ușor, uneori mai greu. S-au născut copii, am avut sarcini mai ușoare sau mai dificile. Deci a fost un parcurs și în cuplu și persoanele respective și familiile respective acum ne sunt cei mai buni prieteni.
Și nu-i cunoșteam înainte să începem parcursul. Și cum ați ajuns mai departe să fiți voi mentori, să-i ajutați pe alții? Noi nu suntem mentori neapărat. Fiecare echipă are câte un animator, care, fiecare echipă nouă care se formează. Nouă ni s-a propus ulterior dacă vrem să ne implicăm mai mult și am intrat într-o echipă de coordonare, echipa care se ocupă de toate echipele tandem. Până în momentul de față, în Cluj au fost 10 sau 12 echipe care fie acum fac parcursul, fie au terminat, iar sunt echipe și la Iași, urmează să ne scrie lumea și din țară, și din Oradea, și din Timișoara, că nu aveți animatori aici, nu vrem să facem parcurs aici, pentru că cu cât face mai multă lume, cu atât aud mai multe persoane și este ceva, este o nevoie pe care toți o avem, să discutăm și să ne găsim prieteni, pentru că și asta era problema noastră cumva la începutul relației, pentru că ne doream un anumit fel de familie și nu găseam prieteni sau cu aceleași valori sau cu aceleași dorințe ca și noi cumva să creștem împreună și să avem o mentalitate din așa de creștere. Nu ne doream să, nu știu, ar zice unii, că să avem căsnicia cu părinților noștri, deși părinții noștri au căsnicii foarte frumoase, dar nu ne doream lucrul acesta bazat pe critică, pe nemulțumire. Eu eram convinsă și mergea că putem să facem chestia asta, căsătoria, foarte bucuroși și foarte cu o libertate fiecare, adică și eu să am libertatea mea să fac lucrurile de care sunt pasionată și el, și în același timp să avem o familie mare și de care să ne putem ocupa. Și se poate, deci cu uneltele și cu pregătirea de care ai nevoie, se poate, pentru că orice... Și cu partenerul potrivit. Da, aș zice, multă lume ne spune lucrul acesta, că cu partenerul potrivit, ce bine vă potriviți voi, nu? Chiar la testul, la începutul cursului de căsătorie, se dă un test și am luat un scor foarte prost. Deci, din punct de vedere al scorurilor, nu suntem compatibili 100%. Adică avem și am avut multe perioade cu multe meciuri, cu multă tensiune, dar tot timpul cumva nu am uitat că, având și exemplul acesta de celelalte cupluri din echipă, când vezi că și alții au aceleași probleme, nu suntem noi speciali, nu, și alții trec prin același parcurs și căsnicia e cu suișuri și coborâșuri, cumva înveți să te bucuri de lucrurile care le ai și să apreciezi și perioadele grele, pentru că din perioadele grele ies lucruri mai valoroase. Uite, cred că ești persoana potrivită care ar putea să-mi răspundă la această întrebare. De ce pe rețelele de socializare vedem tot timpul doar poze cu oameni zâmbitori, cu soții senine și soți înțelegători? Și de multe ori, dacă intrăm în acea familie, putem să găsim foarte multe fracturi, probleme, dar oamenii pozează în fericiți, deși de fapt nu sunt. Da, nu știu dacă sunt chiar persoana potrivită. Eu am citesc foarte mult despre minciunile care ni le servește lumea contemporană și sunt două mari minciuni, în special pentru noi femeile. Prima este că cariera este cea mai important lucru pentru noi, deci noi suntem făcute pentru carieră și libertatea care ne-am dobândit-o prin mișcarea aceasta feministă din al doilea val, care a pornit din anii 60, cumva e datoria noastră să ne ridicăm la nivelul mișcării respective și să ne luăm libertatea să facem carieră, să nu ne pese neapărat de familie. Lucrurile care trebuie să le facem familie nu sunt importante, nu contează, copiii pot fi crescuți și de altcineva. Deci asta e prima mare minciună care ne este servită și din cauza asta cred că stă la baza multor probleme, pentru că noi când nu facem ceea ce suntem create să facem, suntem nefericite. Adică
când eu îmi las copilul la 3 luni și mă duc la muncă și sunt nefericită, de ce sunt nefericită? Adică ceva din corpul meu, ceva îmi spune că fac ceva nenatural, nu? Și a doua mare minciună este faptul că am venit pe pământ să fim fericiți. Deci scopul nostru final este să fim fericiți, care nu este deloc adevărat. Adică am venit să servim, în primul rând, chiar citeam zilele trecute o întrebare din aceasta care a fost pusă unor femei dintr-un azil de bătrâni și care a fost perioadele tale cele mai fericite din viața ta, și majoritatea au răspuns perioadele în care am avut copii și am putut să am grijă de copiii mei și de nepoți, și în perioadele în care am servit, în perioadele în care am făcut ceva pentru alții. Deci eu cred că asta este menirea noastră ca și oameni, să venim să fim servitori. Acum e un cuvânt foarte nepotrivit, dar să servim, să fim la dispoziția celor din jur. Și nu doar noi ca femei, dar și bărbații. Adică noi când dăruim, primim cumva. Deci dacă eu am o mentalitate de a dărui și sunt calmă și fac totul cu iubire și cu dragoste, și copiii sunt la fel. Nu strigă, nu fac scandal, pentru că ei primesc, li sunt acoperite nevoile lor primare. Și la fel și cu soțul, dacă nu tot timpul critic și tot timpul îi spun chestii și așa, și eu încerc să mă îmbunătățesc pe mine și eu vorbesc frumos și calm, chiar dacă am o zi proastă, atunci eu așa văd servirea. Deci făcând, fiind la dispoziția celorlalți cu ce au ei nevoie în momentul respectiv. Pentru că atunci și ție ți se întoarce bunătatea și calmul și ceea ce ai oferit tu. Absolut, da. Bun. Teodora, dacă sunt cupluri care văd această emisiune și vor să ajungă în echipele tandem, cum ar trebui să procedeze? Deci noi avem o pagină de Facebook unde lumea ne scrie în special mesaje și în general ne contactează și pe noi, pe mine sau pe Mircea, și avem o întâlnire sau o discuție telefonică cu ei și vedem, în general, suntem la nivelul la care se formează cam 2-3 echipe pe an. Cum am zis, într-o echipă sunt 5 cupluri, dar cererea este cumva tot mai mare. Problema cumva de care ne lovim este că este un pic dificil să găsim și cupluri care să animeze aceste întâlniri, pentru că și asta este o muncă voluntară și mentalitatea voluntariatului la noi nu este așa de, nici în biserică, așa de dezvoltată, și este dificil să găsim cupluri care să se ocupe de aceste echipe. Deci mai mult de 2-3 echipe nu se pot forma fizic pe an. Dar dacă ne scriu pe pagina de Facebook, avem pagina Echipele Tandem, pot să afle mai multe detalii. Nu suntem foarte activi, că tot așa nu avem o persoană dedicată care să se ocupe și așa, dar la mesaje răspundem. Perfect. Pasiunea ta pentru familie, pentru a îmbunătăți relația de cuplu, a mers mai departe și te-ai alăturat unui alt proiect foarte fain, Casa de Piatră. Da, Casa pe Piatră. Casa pe Piatră, îmi cer scuze. Da, este un proiect care tot așa a pornit din biserică. Acum, chiar înainte de pandemie, împreună cu Mircea și încă câteva familii, am fondat o asociație, Asociația Susținem Familia. Tot așa vreau să facem evenimente, să aducem resurse în spațiu public pentru cupluri și familii ca și noi, dar a venit pandemia și n-am mai putut să facem nimic public. Și atunci prietena mea, Teodora Aușan, care și ea este membru fondator în asociație, ei a venit ideea, hai să fac un podcast. Noi ascultăm foarte multe podcasturi, și eu și ea și alte prietene de ale noastre, și povestim despre ele și în special din lumea americană, și povestim de trendurile care urmează să vină și la noi. Și ea, foarte pasionată și cu super mult curaj, a început singură. Deci a luat un microfon și a zis, încep să fac un podcast. A zis, wow, super tare.
Și după câteva luni mi-a propus și mie, uite, haide, fă și tu episoade, uite ce feedback bun primesc, ce mult ajută materialele care le facem. Și eu tocmai născusem pe Emilia, am zis nici vorbă, că nu, mi-am dorit, am mai lucrat așa voluntar și la o televiziune și așa, dar nu eram pregătită și nu aveam pregătirea să știu ce înseamnă producția și postproducția și toată pregătirea dinainte pentru un podcast și e multă muncă, care habar n-aveam cum să o fac și am zis, nu, lasă-mă să mă gândesc câteva luni pentru că vreau să mă bucur de maternitate și să nu mai iau încă o chestie în plus. Și tot povestim cu Mircea și așa și zice, Mircea zice, se vede că foarte mult îți dorești să faci chestia asta și te susțin și uite, începi ușor, uite, începi cu un episod la două luni sau un episod pe lună și o să fie ok și o să reușești. Și așa am început și sunt foarte încântată, deși pe lângă toate chestiile care le facem, sunt multe ore de muncă, dar, cum zicea și prietena mea Teodora Ușan, feedback-ul care îl primim, parcă nu ne vine să credem câteodată, wow, episodul ăsta are 1000 de ascultări, deci mi se pare wow și mesaje care le primim și subiectele care le-am atins, unele mai sensibile, în special Teodora, are niște podcasturi pe subiecte cum ar fi sexualitatea și viața intimă în cuplu și așa, niște subiecte care e foarte, foarte greu să ieși să vorbești despre ele și a creat niște materiale și am creat și eu niște materiale așa de faine și atâta ne dă cumva energie, da, să mergem mai departe și ne place foarte mult. Acum suntem și în proces de a ne crea un studio. Am primit un spațiu în Catedrala din Cipariu, Catedrala Greco-Catolică, și acolo se va crea un sediu, dar cu pași mici. Mici. Da. Bun. Teodora, deja povestim de ceva vreme. Tu nu ne-ai spus foarte multe despre tine. Vorbești foarte mult despre conceptul de familie, foarte mult despre a dărui, dar despre tine mai puțin. Cum ești tu? Eu. Cum ești tu? Femeia, mama. Da, mulțumesc. Da, în general, lumea puțin te întreabă cum ești tu, mult, deci așa că mulțumesc pentru întrebare. Da, nu știu, aș minți să zic că totul este perfect, totul este ușor. Nu, nu este ușor. Dar depinde de mentalitatea care ți-o creezi și mentalitatea se poate schimba. Chiar am făcut recent un episod despre un subiect de care sunt foarte pasionată, gândurile noastre. Care sunt gândurile noastre? Și asta am învățat cu timpul, cumva, că nu suntem blocați într-un anumit moment. Adică, la început, acum 10 ani, la începutul căsniciei, eram, nu știu, arogantă sau nu știu cum să spun, că eu știu multe, eu pot să fac multe, bine, până a venit primul copil și mi-am dat seama că sunt puțin depășită. Noi ne doream mai mulți copii de la început și mă pregăteam cumva, îmi doream foarte mult, tot timpul mă gândeam, eu vreau să fiu o mamă distractivă, vreau să fiu o mamă care are răbdare și nu am răbdare, lucrez foarte mult la asta. Vreau să fiu o mamă care are grijă de ea, vreau să fiu o soție care tot așa distractivă, să fie o atmosferă frumoasă în casă, să nu fie o rigiditate din aceasta care cumva mie îmi vine natural. Eu vreau să fie totul așa pe minut și măsurat și așa, deci asta e cumva inclinația mea și a trebuit să lucrez foarte, foarte mult la mine. Eu tot timpul spun că fetele m-au ajutat să devin cea mai bună versiune a mea și încă lucrez la ea, dar cu fiecare copil mi-am extins cumva limitele și mi-am dat seama cât mai am de învățat, cât mai am de lucrat la mine. O să zic o chestie foarte, tot așa, nostimă. La începutul căsniciei am întrebat-o pe o prietenă să-mi spună un sfat. Cum iau o soție fericită? Au o familie foarte, e genul de familie, au mai mulți copii, dar se vede că între ei este o legătură foarte strânsă și că sunt așa, îndrăgostiți, parcă tot timpul, câteodată așa, enervant, că tot își spun nume baby și așa. Și mi-a spus,
așa foarte serioasă, Teodora, să nu încerci să-l schimbi pe Mircea. Doar pe tine. Și am stat așa, eu ce trebuie să schimb la mine? Eu n-am ce să schimb la mine, eu sunt perfectă. Și n-am băgat de seamă sfatul ei. După câțiva ani mi-a revenit așa în minte și mi-am dat seama că n-am nicio putere să-l schimb pe Mircea, pentru că asta e instinctul nostru al femeilor, cumva și al meu, să optimizăm lucrurile. Și e cumva natural, adică nu facem din răutate, nu facem dintr-o subjugare, asta e să ne subjugăm soții și să-i schimbăm. Nu, cumva nouă ne vine natural. Dacă vedem un miez pe masă, noi îl ștergem. Soții nu-l văd, nu-l șterg. Deci nu e natura lor să optimizeze lucrurile care nu trebuie optimizate. În schimb, noi, pentru noi, asta e natural. Și până nu am renunțat la lucrul ăsta să-l schimb, pe Mircea, să-l îmbunătățesc, vorba aia, mi-a fost foarte greu, a fost, da, multă tensiune, multe discuții. Și când am renunțat la lucrul acesta, mi-am dat seama că am început eu să cresc, să mă schimb eu, să mă îmbunătățesc eu pe mine. Și este un ozical, acum mă gândesc, femeile puternice nu se nasc, ele se creează. Și așa e și cu cuplurile și cu viața de mamă. Mamele bune, mamele nu se nasc, se creează, lucrăm la noi tot timpul. Și cumva asta trebuie să, și eu am învățat să accept că nu sunt perfectă și că am mult de îmbunătățit. Și da, e greu, sunt trei copii tot timpul, trebuie să se întâmplă ceva tot timpul, da, da. Eu sunt foarte mândră cumva de noi, pentru că noi eram, și eu și Mircea, eram foarte comoz. Ne plăcea să fie liniște în casă, să avem noi programul nostru, să avem timp de citit. Și cumva copiii ne-au extins. Am învățat să facem lucruri, chiar dacă avem trei copii și se întâmplă multe cu trei copii. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea ta. Oarecum. Înainte să te căsătorești, aveai o viață întreagă înainte, o carieră în față. Te-ai fi văzut acum, hai să spunem, 15 ani, așa cum ești acum? Nu, în primul rând, un răspuns scurt. Dar așa, creionându-mi viața de familie, viața de cuplu care mi-o doream, da, pot să zic că mă vedeam cumva, asta îmi doream, să am o familie mare, să am un soț cu care să lucrez în echipă, dar nu neapărat a fost ceva foarte, nu mă gândeam acum 15 ani cum o să fie, deci la 25 de ani mă gândeam că vai ce departe e căsătoria și când m-am căsătorit la 29 de ani mi se părea vai ce târziu m-am căsătorit. Și asta e unul, să zic, din regretele care le am, cumva că nu m-am căsătorit mai repede și tot timpul mi-am dorit să fiu o mamă tânără, să am copii, să fiu tânără și să am copii mari, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat, altul a fost parcursul nostru și al meu și al lui Mircea și așa ne-am întâlnit în această conjunctură, dar sunt foarte fericită unde am ajuns, sunt bucuroasă și pentru greșelile care le-am făcut, care m-au făcut ce sunt astăzi și pentru toate încercările prin care am trecut și nu am nimic să-mi reproșez, să zic așa că, wow, aș fi schimbat ceva ca să fie acum altfel, nu cred. Când ai câteva ore pentru tine, dar pentru tine, nu pentru împăturit haine și făcut curat prin casă. Când ai câteva ore pentru tine, ce faci sau ce îți place să faci? Da, Mircea de obicei le ia pe fete și le duce în parc sau merg undeva să se plimbe și îmi zice să nu cumva să faci curățenie. Da, pentru că asta se întâmplă. Îmi pun căștile și ascult ceva carte sau muzică și fac curat. Dar da, am și timp mult pentru mine, pentru că mi l-am creat. Adică cumva amândoi știm care sunt nevoile noastre și îmi place să mă duc la sport. Mă duc de obicei dimineața după ce pleacă fetele la școală și la grădiniță și Mircea stă cu cea mică o oră și reușesc să merg la sport de câteva ori pe săptămână sau nu știu, mă duc, nu-mi place să merg la cumpărături neapărat, dar mă duc să mă plimb. Am descoperit faptul că îmi place să mă duc la o cafea singură.
chiar dacă e mai frumos să mergi cu o prietenă și să mai povestești, dar și singură e un sentiment așa de deconectare și, și foarte fain. Și simți că ai făcut ceva pentru tine, doar pentru tine. Da. Și mai ies, am o prietenă foarte bună cu care ies din când în când în oraș, noi două, și povestim și ăsta e timpul meu iarăși. Da, mi se pare că am foarte mult timp pentru mine și când aveam un singur copil nu făceam nici 10% din cât facem acum. Acum este și alta dinamica, pentru că cea mare este la școală și cea mijlocie la grădiniță și atunci o jumătate de zi este mai eliberată, să zic așa. Dar încerc să prioritizez și lucrul acesta, pentru că am văzut că atunci când nu avem grijă de noi, nici eu, nici Mircea, e altă dinamică între noi și alta e tensiune și cumva căutăm vina în celălalt, deși problema este că noi nu suntem cu paharul plin. Voi aveți curajul să lăsați toți trei copiii la părinți și să fugiți undeva câte două zile? Da, am făcut asta de când aveam primul copil. În fiecare an avem vacanța noastră. Nu este lungă, este o noapte sau două sau maxim trei, cred că a mers. Cu trei copii nu prea avem pe cine să lăsăm, dar am lăsat, de exemplu, o noapte cu maică mea și am mers la o pensiune foarte drăguță lângă Gherla. Odată pe an facem un retreat pentru cupluri, o reculegere la iezuiți. În fiecare an de 10 ani facem lucrul acesta, care este un weekend, și atunci iarăși încercăm să le lăsăm pe toate trei. Weekendul anul trecut le-am lăsat cu o bonă și s-a descurcat cu toate trei. Deci sunt soluții, da, și chiar încercăm să prioritizăm lucrul acesta și râdeam acum zilele trecute cu Mircea. Acum nu aveam un obicei să ieșim în fiecare zi de joi, dar acum chiar nu-i fezabil, nu ne mai iese, pentru că nu găsim cine să stea cu ele și din punct de vedere financiar nu mai e așa de ok. Suntem și în construcție cu casa și da, încercăm să prioritizăm lucrul acesta, dar nu mai facem, să zic, o dramă foarte mare dacă o perioadă nu reușim să ieșim sau nu reușim să avem timp pentru noi, că nu neapărat ieșam în oraș, dar după ce adormeau fetele, de exemplu, stăteam în grădină și povesteam și beam un pahar de vin. Și deci timpul acesta în care nu stai pe telefon sau nu te uiți la televizor sau nu faci altceva, timpul efectiv de comunicare și de comuniune încercăm să-l prioritizăm, da. Bun, tu, având în vedere că lucrezi atât de mult cu cuplurile și cu ideea de căsătorie care să-ți aducă împliniri și mulțumire și drum comun și nu știu dacă e neapărat ideea de familie tradițională, ci de familie frumoasă, familie construită cu drag. Ai vreun sfat sau un set de sfaturi pe care le-ai oferi celor care se gândesc să întemeieze o familie? Nu știu dacă sunt neapărat în măsură, că nu am o pregătire profesională, am doar experiența mea și experiența cu cuplurile cu care am intrat în contact. Apropo, chiar acum citeam, în weekend am ascultat o carte care cred că pe orice femeie modernă ar întoarce cu capul în jos și o recomand tuturor femeilor care vor să aibă o relație de cuplu în care să se simtă prețuite. Și exact ce am zis eu mai devreme cu vis-a-vis de dăruire și de a face lucruri pentru ceilalți, dar în societatea noastră cumva este contraintuitiv, adică lumea e foarte individualistă, fericirea personală primează și atunci când auzi un sfat de genul acesta, nu pare nenatural. Și pentru mine cartea asta, deși sunt de acord cu multe principii de acolo, și pentru mine cartea asta e așa un pic, stă în gât, anumite lucruri stau în gât. Este vorba de soția submisivă, cred că se numește, a lui Laura Doyle. The Submissive Wife, așa ceva. Are două cărți, doar ea scrise pentru soții și cu niște sfaturi concrete ce poți aplica în viața de zi cu zi. Și pot să zic din proprie experiență că multe, multe din lucrurile acelea funcționează foarte bine, pentru că așa suntem noi, bărbații și femeile, construiți. Oricât am încercat să fim egali și să fim
La fel, nu ne iese, adică suntem diferiți, fiecare avem competențele noastre și când intri într-o, că ziceai de un sfat pentru cine se căsătorește acum, când intri într-o căsnicie, nu trebuie să mergi pe bărbatul trebuie să facă asta, femeia trebuie să facă asta, ci pe competențe. Eu sunt bună la asta, eu pot să fac asta, eu nu pot să fac asta, știu femei și mame care sunt foarte dedicate și așa, care nu știu să gătească, nu e un capăt de lume. Mergem pe competențe și încercăm să construim ceva în echipă, că așa funcționează. Și sfatul care l-am primit eu și foarte bun la începutul, să nu încercăm să ne schimbăm soții, adică să ne schimbăm pe noi, nici măcar în gândurile noastre. Deci asta e, că dacă, chiar dacă eu mă gândesc la ceva și nu verbalizez, la început nu verbalizez, dar după câțiva ani, acel ceva se vede în comportamentul meu și atunci trebuie să fim atente la ce gândim despre cei din jur și în special despre soții noștri. Teodora, acum fetele sunt la școală, la grădiniță? Da. Da. După ce punem punct, ce te duci să faci pentru tine? Da, pentru tine, nu prin casă. Pentru mine, da. Acum o să merg să iau o cafea, că am fost o dimineață foarte agitată și am băut o cafea la ora 6, dar mai simt nevoia de o cafea să mă relaxez. Trebuie să mă ocup de șantierul casei, cum am zis, noi ne construim casă. Și apropo de chestia cu competențele, noi am început să ne construim casa anul trecut și printr-o conjunctură, nu era asta planul, dar trebuie să dăm afară firma de construcții care ne-a făcut casa. Printr-o conjunctură am ajuns șef de proiect la șantierul nostru, care nu știam absolut nimic. Eram 3 zile mă duc capul după ce am luat decizia asta. Mircea nu putea, el are un job solicitant și trebuie să stea la birou 10 ore, deci nu era fezabil și așa că sunt manager de proiect la construcția noastră și imediat ne mutăm. Deci se poate face orice dacă te perfecționezi pe tine. Și în condițiile în care nu ai studii de specialitate, nu știu dacă ai pus în viața ta mâna pe... Nu, dar acum am citit mult. Deci, am înțeles. O carte de management, da, da, da. Da, deci acum am citit mult și prin asta cumva mi-am descoperit și o super mare pasiune și chiar îmi doresc să fac asta în continuare o perioadă, poate să ajut și pe alții să-și construiască o casă. Mi se pare, prin experiența mea, am demontat multe, multe mituri vis-a-vis de lucrurile. Sau limite pe care le aveai tu. Da. Da, și limite și mituri din construcții, mituri că nu se poate face aia, că aia nu se poate face așa, sau deci cumva se găsesc soluții pentru orice și Mircea râdea de mine, zice, acum tu de la un proiect mic, acum îți faci o afacere, că ai devenit așa pasionată, citesc cărți despre construcții și despre managementul construcțiilor și de aplicat teorii de management în dinamica echipelor. Da, deci nu neapărat simt că suntem o familie tradițională în adevăratul sens al cuvântului, dar în casă suntem. Adică cred că sunt foarte multe femei puternice în zilele noastre, dar autoritatea care o folosim la locul de muncă și cu copiii trebuie să o lăsăm la ușă când ne întâlnim cu soțul. Pentru că așa suntem noi creați. Ei, dacă nu au autoritate, nu se simt respectați și nu o să facă nimic. Deci pentru ei și orice cuplu, cred că numai așa poate să funcționeze. Oricum, mă bucur foarte tare că al vostru funcționează și că voi v-ați găsit rețeta și echilibrul. Sunt convinsă că inboxul vostru va avea foarte multe flaguri după această emisiune, pentru că sunt multe familii care vor să afle mai multe despre echipele tandem. Și îți mulțumesc tare mult că astăzi ne-ai oferit din timpul tău, Teodora, pentru că am înțeles că nu e tocmai ușor să ai 3 copii. Da, nu e ușor, dar e foarte frumos. Adică nu aș renunța la nimic din nicio componentă din viața mea, pentru că asta
ne-a creat pe noi acum ce suntem și cred că și copiii au contribuit foarte mult la lucrul acesta, pentru că ei, întinzându-ne cumva competențele, am devenit mai buni și în alte domenii, în alte arii ale vieții noastre. Încă o dată îți mulțumesc pentru prezență, iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem cu bine!